Salutări! Seara pe o zi foarte mișto azi. Timpul este perfect. Cred că și muscărește lumea lui un pic așa, pentru că pe suprafața apei se văd așa mici cerculețe. Și asta înseamnă că avem activitate. Nu se văd sărituri, dar avem activitate. That's cute. Să vedem ce se întâmplă azi. Ah, frumusețe! Yes, you are cute. Încă o bucățică frumoșică. Așa un... Cred că are peste 30 sau în jur de 30 de centimetri. That's cute. Suntem într-o pauză micuță de liniște. Pentru că dând în același loc de pescuit, la un moment dat se cam speria, am impresia, tot cade wobblerul în apă, o sperie, plus că doar ce am luat o capturică și azi au fost numai peștișuri frumoși așa la 30 de centimetri pleni și acum un pic de liniște. Da, și vorbesc încetişor așa, pentru că tocmai m-a vizitat prietenul meu Răzvan și na, ne fiind pescar, începe să vorbească tare și în picioare pe aici pe mal și băi zic, da, prea conving lui de zi, băi, că nu mai vine ăsta dacă... Nu mai vine domnul Clean dacă ne isterizăm pe aici și acum un pic de calmitate. Da, până acum a fost o zi grozavă, cu trei peștișori, mișto, vedem mai departe ce-o fi. Încă o capturică frumușică, să ține fiul întins, come to papa, I really like you a lot. Asta e, așa, mă, that was cute. Ah, l-am scăpat. Shit. L-am scăpat, a fost în larg luat, frumos, dar am stăbit firul ca să pornesc camera și s-a dus. În orice caz, 18.04. Mai am o jumătate de oră de pescuit și cam asta a fost pe ziua de azi. Hai să vedem dacă mai luăm ceva jumătatea asta de oră, dacă nu, salutări! Să vedem că avem unul frumușel, foc, opa, și nu e prins nici bine. Oooo, da, that's cute! Cam asta a fost și pe ziua de azi pescuitul, cu vreo 4 capturici frumușele, una mai mică. Am redat-o oltului și alea la alte 4 mele la tigaie, că asta e viața. Abia aștept că n-am mai mâncat pește de vreo săptămână și că cu Boris ăsta nu s-a mai putut cu pescuitul. În fine. Și acum sperăm săptămâna viitoare că mai prindem o zi cu timp frumos și câteva ore libere să mai dăm o fugă, să mai aruncăm bățul în baltă un pic. Încă e activitate, dar m-a luat, mi-e foame, să mai ajung și eu pe acasă. Vă las cu frumusețea asta de volt, așa, într-un ultim cadru, așa se zice. În fine, salutări!